17 martie este Ziua Națională a Irlandei. La Biblioteca Municipală Câmpina, Codruț Constantinescu a vorbit în fața elevilor și profesorilor despre cultura și istoria irlandeză, o veche pasiune a sa. 1154, când și-a făcut apariția elementul englez, care de altfel va domina insula irlandeză până în 1921. Este o întreagă istorie, vă dați seama, sunt aproape 8 secole de istorie care au fost caracterizate atât de confruntările militare între cele două părți, cât și de conlucrare și de influențare reciprocă. Pentru că avem tendința să credem că istoria se rezumă doar la conflicte militare. Manifestarea dedicată Zilei Naționale a Irlandei a avut loc în cadrul seriei de evenimente Caravana Poeziei. Majoritatea protestantă a acceptat să împarte puterea cu minoritatea catolică. Există un prim-ministru care este din partea unui partid protestant, în timp ce minoritatea catolică, Sinn Féin, partidul aripa politică a Armatei Republicane Irlandeze, deține funcția de ministru adjunct. Codruț Constantinescu are nenumărate articole despre Irlanda, pe teme istorice, sociale și de cultură. Locuire și emigrare a fost subiectul dezbătut de scritor, urmat de poezii și scrieri ale altor autori pasionați de acest popor. Supraviețuim exploziilor și înmormântărilor și trăim mai departe în mijlocul familiilor victimelor, între cei surtecați și cei închiși în celule. Apoi trebuie să suportăm și armata. Azi dimineața am fost oprit pe False Road și dus cu forța, împreună cu fiul meu de 3 ani, la cea mai apropiată baracă a poliției, pentru că impozitul pe mașină mi-expirase. Protestele mi-au amuțit când șoferul de serviciu mi-a zis: uite, sau te duci până la poliție, sau te ducem imediat la Hollywood, unde e teritoriul lor. În cadrul Caravanei Poeților, la Casa Municipală de Cultură Geoboxa, vineri, începând cu orele 17, vor avea loc lecturi publice cu poezii de dragoste.